Dragilor, ne aflăm la o nouă ediție de Cancan Exclusiv, prima mea ediție de Cancan Exclusiv de anul ăsta, iar invitatul meu de astăzi este campion la MMA. Mihai Mărândescu este astăzi alături de mine și mulțumesc că mi-a acceptat invitația. Și eu îți mulțumesc. Aș vrea astăzi să-l cunoaștem mai bine pe Mihai, să abordăm mai multe subiecte. Nu știu dacă se va difuza ediția asta până când soția ta va naște, pentru că da, mâine soția lui va aduce pe lume primul tău copil, un băiețel. Primul meu copil, da, și este și băiat și sunt foarte mândru și mi-am dorit foarte mult să am un băiat. În același timp nu conta dacă este fată, important este să fie sănătos și să am grijă de el, să-i ofer tot ce mi-a lipsit mie. Și o să-l cheme Patrick, pentru că probabil o să vină și întrebarea asta, da, Patrick. Și nu știu, nu știu dacă să zic că am emoții sau nu am emoții. Nu i-am ținut bebele în burtă 9 luni de zile, așa că tot meritul se duce către voi femeile, pentru că am realizat cât de greu este ca femeie să ai o sarcină, să treci prin toate frustrările legate de corpul tău, că ia apar schimbări, te îngrași, ai dureri, coastele încep să se miște cu cât se apropie sarcina. Și mi se pare că este foarte greu să fii femeie. Acum am realizat, stând lângă soția mea, Alexandra, cât de greu este să fii femeie și să ai un copil în pântec. Așa că de acum nivelul meu de respect către femei s-a dus, că așa era sus, s-a dus și mai sus. Este fenomenal. Deci felicitări femeilor. Cum te simți tu când știi că vei deveni tată? Nu știu ce să-ți răspund aici. Am oarecum niște emoții. Nu știu exact, pentru că ți-am mai spus, n-am ținut eu copilul în pântec, să am niște sentimente anume, dar probabil când o să-l văd, că nu mă lasă să-l văd în prima zi și am spus Alexandrei să nu cumva să-mi trimită poze, pentru că nu vreau să-l văd prin poze prima dată, vreau primul impact să fie când îl văd eu personal și mă lasă să-l văd abia a doua zi, adică vineri, și nu pot să spun ce o să simt, vreau să văd în momentul respectiv cum o să mi se schimbe sentimentele la un tată. Îmi ziceai faptul că ai vrea să îi dai fiului tău tot ceea ce tu n-ai avut. Și știu și faptul că Cătălin Smărândescu te-a învățat cum să te porți tu cu copilul tău. Cum să nu mă port. Cum să nu te porți tu. Spune-mi, cum ai vrea sau cum ai fi vrut să se poarte cu tine tatăl tău? Mamă, și am și zis că nu o să-i mai zic nimic. Bine, dar nu zic nimic de rău. Vorbesc numai de bine, n-am ce să vorbesc de rău. Mi-aș fi dorit să fie lângă mine, să mi-asculte nevoile, nu știu, am mai specificat și pe TikTok și niște chestii. Am spus că aș fi vrut să fie moral lângă mine, să fie ca un tată, adică să facem lucruri tată-fiu, să mă ajute când am vreo problemă, când am vreo întrebare la anumite situații, să îmi dea el răspunsul, pentru că el este tatăl meu și a trecut prin viață prin atâtea. Adică niște chestii basic, știi, nu cred că ceream prea mult, dar eu copilului meu o să-i dau și sufletul dacă este nevoie, nu este problemă pentru mine. Pentru că, până la urmă, nu copiii au cerut să fie aduși pe pământ, așa că noi părinții avem obligația să-i purtăm în spate până noi nu mai suntem pe pământ. Dar când a venit momentul în care tu n-ai mai primit lucrurile astea din partea tatălui tău? Nu mai știu dacă la 18 sau la 19 ani. Dar când am dat bacul, cred că aveam 18 ani. Și l-ai luat și cu notă mare, din ce știu. Am luat cu... Da, depinde. Am luat 9 la biologie, am luat 8 și ceva la română și am luat la matematică. Am luat sub 6 ceva, de genul, dar e matematică. Cine face matematică mă înțelege. Și la facultate am intrat la buget cu 9,50 la UNEFS, pe care n-am reușit să o termin pentru că nu m-am dus la ultima sesiune, deci am făcut 3 ani de UNEFS. Nu m-am dus la ultima sesiune, că au intervenit alte treburi în viața mea. Și așa că am rămas doar cu 3 ani de facultate, fără licență, dar pot să spun că am făcut 3 ani de facultate, exact. Deci sunt ok în momentul de față. Deci voi până când ai avut, până ai împlinit tu 18 ani, ați avut o relație cât se poate de normală? Ca între... Nu. Nu? Nu. Cred că relația noastră a început să se deterioreze după ce a avut parte divorțul dintre mama mea și tatăl meu. Până atunci a fost un tată extraordinar. N-am nimic să-i reproșez. Dar după au apărut probabil alte priorități în viața lui
eu cu sora mea probabil n-am mai reprezentat o prioritate și ușor, ușor relația noastră s-a deteriorat și am ajuns ușor, ușor să luăm pe drumuri diferite. Ok, dar el s-a despărțit de mama ta, nu s-a despărțit și de copii? Păi adică... cred că asta nu înțeleg majoritatea părinților sau majoritatea taților, că nu prea văd mame în situații de genul, văd mai mulți tați, mai mult tați, dar nu pot să îți explic ce s-a întâmplat. Eu acum nu ai sentimentul că voi deveni tată și sunt conștient că nu simt 100% ceea ce o să simt când îl voi vedea pentru prima dată pe băiatul meu. Nu știu, simt că aș putea să fac orice pentru el, dacă are nevoie de orice. Dar probabil orice. Că lucrurile astea le-a simțit și el. La, atunci când v-ați născut voi, când te-ai născut tu, când s-a născut sora ta, Alexandra? Da, probabil a simțit. Sunt ferm convins că a simțit chestia asta, pentru că știu și de la mama mea că el ne-a iubit foarte mult pe noi, deși a avut grijă de noi până într-un anumit punct. Dar după, știi cum e, apar alte persoane în viața ta, apar probabil alte priorități și te gândești numai la tine, știi? Adică nu-ți mai pasă de ceilalți doi. Și m-am obișnuit cu situația, și eu și sora mea. Deja, nu știu, de când am început să fiu, de când am aflat că o să fiu tată, nici nu prea m-am mai interesat așa mult persoana lui, pentru că am început să mă concentrez pe băiatul meu care o să vină pe lume. Și am început să mă maturizez și să înțeleg că viața este mult mai mult decât să stai să te gândești la persoane care ți-au făcut rău în viața ta. Așa că lui urez tot binele din lume, să fie sănătos alături de copiii lui. Eu să-mi urez la fel tot binele din lume mie și băiatului meu, familiei mele și fiecare pe drumul lui. Degradarea relației voastre a început prin, nu știu, răcirea relațiilor. N-ați mai comunicat atât de mult, poate. Dar... Eu am făcut, ca să spun cu începutul, am făcut școală în Londra. Când aveam 13 ani și am făcut un an jumate și am mers concomitent și cu fotbalul acolo. În același timp vorbeam română, cred că doar seara când venea el acasă, pentru că și el era plecat non-stop la muncă. După am avut noi o ceartă și eu în vacanța pe care am avut-o în România am decis să rămân aici. El s-a supărat foarte tare pe mine, motivul o să-l știu doar eu cu el, nu vreau să-l fac public niciodată. Și n-am mai vorbit iar o perioadă de un an de zile. Deloc. Deloc. După care am început eu să mă apuc de sporturi de contact cu maestru Fâșiei Virgil și primul lui de antrenor de altfel. Și m-a sunat pe maestru, hai să-i facem meci lui Mihai, mi-a făcut iar meci, după aia iar n-a mai vorbit cu mine, după aia a urmat o perioadă de un an în care am avut vreo 10 meciuri legate cu el, ca antrenor în colțul meu. După care el mi-a zis să mă duc să, ca să înțelegi cum s-a terminat relația noastră. M-a spus el la o emisiune la televizor, nu o să pronunț, că nu știu, nu cred că am voie, dar a spus că eu puteam să fiu partener în sală. El, partener ce înseamnă? Să-și treacă toate documentele pe numele meu, pentru că împlinisem vârsta de 18 ani, iar eu n-am încredere în umbra mea, dar apoi în alt om care mi-a făcut și ce mi-a făcut el până la vârsta respectivă. Așa că eu n-am vrut să-mi trec sala lui pe numele meu, el neavând voie din motive bine știute, cred că de toată presa pe care le-a avut din cazul cu domnul Becali. Și cam acolo a fost declicul nostru, plus că el a vrut când tot așa să mă mut în Târgoviște și să muncesc ospătar în Târgoviște. Eu n-am nimic, Doamne ferește, ador oamenii care muncesc, ador orice fel de muncă care practic îți ajută familia, vii acasă să-ți pui pâinea pe masă. Dar eu credeam că pot să fac mult mai mult de atât, fiind și peste tot se prezintă fiul lui Cătălin Smărănescu și nu știu ce, înțelegi. Am vrut mult mai mult de la viață și el avea așteptări mult prea mici de la mine. Drept dovadă, cred că cine este om de calitate vede nivelul vieții mele acum și cum sunt și ce am realizat. Crezi că puteai avea probleme cu legea dacă te-ai fi asociat cu el în afaceri? Nu vreau să dau un răspuns, dar cred că răspunsul meu de atunci a fost unul foarte bine întemeiat și unul care se înțelege de la sine de ce n-am vrut. Ok. Spune-mi dacă el a încercat să ia legătura cu tine atunci când a aflat că o să fie bunic până la urmă.
Nu, n-a încercat să ia legătura cu mine, că iar ajung în subiectul în care a fost el la emisiunea asta despre care vorbim acum. Și a spus că, adică în loc să iei legătura cu mine ca de la bărbat la bărbat, că relația tată-fiu s-a deteriorat de mult, nu mai vorbim de tată-fiu, vorbim de bărbat la bărbat, sânge din sânge, știi? Să ia mâna pe telefon să mă sune, să nu știu ce, că el zice că eu am greșit. Ok, eu am greșit, este opinia lui. Dar nu cred că poți să te ruci la... Au bipuit cuvintele pe care le-a spus la emisiune și a zis că eu am consumat marihuana și AVC. Și că asta este motivul pentru care eu m-am dus în Târgoviște. Deci, ca să fie clară chestia asta. 1. Dacă probabil eram vreun dependent de aceste două lucruri, în Târgoviște găseam lucrurile astea mai repede decât în București și probabil mai ieftine. Deci aveam tot interesul să mă duc acolo dacă înclinația mea era spre droguri. 2 la mână. Dacă eu chiar consumam aceste droguri, ar fi trebuit să fie alături de mine să mă ajute să nu le mai consum. Cred că eram la 3 la mână, nu? El ca părinte n-ar fi trebuit să spună niciodată asta la televizor dacă se întâmpla. Deci eu cred că a adunat o anumită frustrare în sufletul lui și în, nu știu, în viața lui. Nu cred că este fericit cu ceea ce este acum și încearcă să dea în mine ca probabil oamenii din social media și oamenii de pe internet să nu mai acuze pentru faptul că el nu este alături de mine și de sora mea. Dar dacă asta este opinia lui, da, n-am ce să-i spun. Ați încercat vreodată să vă puneți la aceeași masă și să vă spuneți tot ce poate nu v-a spus în toți anii ăștia? Da, el știe foarte bine că eu știu tot ce mi-a spus el până acum. Adică eu știu lucruri de la el pe care nu o să le spun niciodată și el știe că eu știu acele lucruri. Și nu știu de ce dă în mine cu anumite chestii care îl defavorizează și pe el ca tată. După aia pe mine ca persoană, zic eu publică, pentru că odată ce te duci și fac o grămadă de copii, oameni mari poze cu tine, mie practic împătează imaginea spunând de asemenea aberații. Dar cine mă cunoaște știe că mă trezesc la 5 dimineața în fiecare zi și mă duc la sală și muncesc 10 ore pe zi. Adică un om care ar consuma legale sau marihuana nu cred că ar putea să se trezească la 5 dimineața în fiecare zi. Eu mă culc de multe ori și la 10 ca să pot să mă trezesc. Deci cred că cine are, cum să spun, nivelul intelectual destul de dezvoltat ar putea să-și dea seama de persoana care sunt eu și de persoana care este în momentul în care vorbește asemenea lucruri despre copilul lui. Da, dar mă refer la faptul că, nu știu, să încercați să găsiți o cale de mijloc, să lăsați în urmă tot ceea ce s-a întâmplat până acum și să, nu zic neapărat să vă formați o relație închegată și strânsă, dar măcar să nu mai spuneți, nici el să nu mai spună și nici din partea ta să nu mai existe răspunsuri la acuzațiile. Știi ce s-a întâmplat? Că asta nu înțelege lumea. Eu putem să vedem conturile de socializare ale fiecăruia. Eu cred că am numai pe TikTok 300 de mii peste el. Adică nu se pune problema că am crescut eu vreodată pe numele Smărândescu. Nu m-am folosit. Asta a fost. M-am născut așa. Și dacă îmi schimb numele, că iar mai zicea să-mi schimb numele tot Mihai Smărândescu, o să mă cunoască lumea, pot să-mi pun Popescu mâine, că tot de Smărândescu mă cunoaște lumea. Nu, e irrelevant ce scrie într-un act. Dar stai că nu mai știu la ce, că am intrat în multe subiecte. Asta spuneam, dacă n-ați fi vrut vreodată să lăsați în urmă tot ceea ce s-a întâmplat și să... Nu cred că s-ar putea să se întâmple chestiile astea, pentru că deja s-au ajuns la jigniri prea mari. Și vorbeam de chestia asta cu social media, cu ridicatul, cu... El mi-a dat mie niște înțepături pe internet, la care bănuiesc că oricine răspunde tot pe internet, pentru că automat vorbim cu un public larg. Dacă îmi dai mesaj în privat, îți răspundeam în privat. Dacă vorbeai cu mine față în față, vorbeam cu tine față în față. În momentul în care el a pus un clip, o înțepătură, nu știu, un exemplu, când și-a șters tatuajul cu mine, nu știu de ce și-a făcut chestia asta, este ceva peste limitele mele de înțelegere. Sau probabil mai trebuie vreo 50 de ani de viață cât are el să înțeleg de ce a putut să facă chestia asta. Când el face astfel de lucruri, eu n-am putut să rămân, cum să spun, indiferent la ce a făcut. Dar numai că postările lui n-au riciu așa mare precum îl au ale mele. Iar în momentul în care eu i-am răspuns, mi-a făcut vreo 2 milioane de vizualizări pe TikTok-ul meu. Când el mi-a făcut videoclipul ăla, i-a făcut vreo 20.000 de vizualizări. Înțelegi? Și de-aia probabil lumea spune că
Eu m-am gândit să cresc pe baza unui scandal, dar Doamne ferește, nu-mi plac scandalurile, am o viață prea bună, prea frumoasă ca să pot să stau să îmi consum energia și timpul făcând lucruri pe care creierul meu nu poate să le înțeleagă. Adică ce nu pot controla, nici nu vreau să încerc să controlez. I-ai urmat cumva traseul din punct de vedere financiar, profesional, ca să intri în grații? Adică te-ai apucat de MMA, de... Da. Atât pot să spun, da, n-am. Și chiar și așa n-ai reușit? Adică... N-am reușit, voi... că în viață nu poți să mulțumești pe toată lumea. Cred că indiferent că este familia ta, indiferent că sunt prieteni sau cunoștințe, nu cred că poți să mulțumești pe nimeni. Deja am trecut prin destul de multe experiențe în viața mea și am realizat că este useless să faci asta. Până la urmă, tot ce trebuie să faci este să ai grijă de familia ta, de tine, de sănătate și de personal pe mine mă mulțumește când îi văd pe cei de lângă mine fericiți. Adică nu sunt un om care aș vrea să mă văd doar pe nefericit. De exemplu, dacă eu am ceva, vreau să aibă și familia mea. Îmi spuneai mai devreme faptul că el și-a șters tatuajul pe care l-avea cu tine. Ai și tu un tatuaj și nu ți l-ai șters. Păi dacă ți-am spus că mai întrebesc, da. Probabil încă 50, bine, dacă ar mai fi 50 de ani, probabil ar avea vreo 70, dacă să înțeleg eu de ce ar putea să facă chestia asta. Pentru că până la urmă este, nu înțeleg motivul de răzbunare pe un... Crezi că a fost tatuaj. O răzbunare? Nu știu, zicea că vrea să uite trecutul, dar... Păi dacă așa memorie scurtă are, dacă șterge un tatuaj, uite trecutul, nu știu ce pot să spun. Nu se poate niciodată să șteargă trecutul, ținând cont că are... Păi el așa consideră, probabil se uita dimineața și vedea și amintea și acum nu-și mai amintește, da. Ok. Așa gândește el. Pe lângă tine mai e și sora ta, care, Alexandra, da. Care are o relație cu tatăl ei, la fel cum o ai și tu. Disfuncțional, să o numim așa. Cu sora mea nu mai vorbește cu 2 ani înainte să nu mai vorbească cu mine. El crede poate cumva că voi v-ați aliat împotriva lui? Nu știu ce crede, dar nici ăsta, nici Zelenski cu Putin nu se urăsc în halul ăsta. Adică poate și la ea mai există o cale de întoarcere să oprească războiul, dar la el văd că dă în continuu, nu știu, oricum. E ură la mine? Din partea mea nu e. E dezamăgire, atât. Pot să spun că sunt dezamăgit, dar n-am ură pentru că nu mă ajută. Probabil am fost puțin frustrat la început sau chestii de genul, dar am realizat că acum, venind un băiat pe lume, viața mea s-a schimbat și prioritățile mele s-au schimbat, așa că și gândurile mele în același timp s-au schimbat. Deci trebuie să îmi dedic timpul și viața băiatului meu și familiei mele. Care e relația pe care o ai tu în prezent cu sora ta? Foarte bună. Este o soră minunată, este ambițioasă, are și acum o relație serioasă, din ce cred eu. Și sper să, nu știu, să ajungă foarte sus ca pe drumul pe care și l-a ales cu fitness-ul. Deci, noi ca și copii am avut grijă unul de celălalt. Eu ați practic am luat locul de tată pentru exact pentru exact aici el. Voiam să ajung. Dacă voi cumva ați suplinit lipsa tatălui. Nu, eu pe aia, pe a lui, că mama a fost lângă noi mereu, deci ea n-a avut cum să... Mai îmi facea și ea de mâncare, da? Mama a fost de obicei și femeie și bărbat de când el a plecat. Ce părere a avut mama ta sau ce v-a spus atunci când voi ați încetat să mai comunicați cu tatăl vostru? Uite, să știi că am mai văzut niște comentarii când ziceau că, da, din cauza mamei se întâmplă de obicei ca părinții să mai vorbească copiii și invers. Dar nu este deloc adevărat. Fiecare copil cred că are personalitatea lui și fiecare copil cred că știe mai bine ce s-a întâmplat între el și tatălui. Mama a vorbit frumos întotdeauna. Bineînțeles că și ea a fost supărată, dar mama niciodată nu m-a învățat să-mi urăsc tatăl, nu m-a învățat să dau în el. De multe ori mi-a zis, nu posta chestiile astea. Iar eu le-am postat, pentru că oricum fac ce mă duce capul. Adică nu... I-am luat în considerare sfatul, dar mama mereu a fost o persoană, cum să spun, cerebrală, care a gândit înainte și n-a vrut să dau în el cu nimic. Deci eu nu cred, consider că am dat cu ceva în momentul în care am spus niște chestii principiale dintre un tată și un fiu. N-am spus niște lucruri interioare dintre mine și el pe care să-l defăimeze, cum de altfel a încercat el spunând că eu consum anumite substanțe. Înțelegi? Adică... Dar de unde până unde asta cu substanțele? De unde a dedus el? Păi spun eu, a dedus că
Da, așa cum a dedus și cu tatuajul, să se șteargă că uită. N-are ce să spună de mine, pentru că eu până la 18 ani, când am cheiat noi legătura, ce puteam să-i fac eu ca și copil? Păi de ce ai spune despre copilul tău că consumă substanțe? Ca să lase naibii lumea în pace, să nu mai spună nimic despre el, să zică că Mihai este un nebun și că tasul, da, uite, n-am mai avut ce să-i facă, deși lumea trebuie să se gândească, bă, dacă un copil are, Doamne ferește, problemele astea, trebuie să fii lângă el, să-l scoți din ele. Dacă durează un an, 2, 10, 9, 20, trebuie să fii lângă copilul tău. Dar mai cu seamă că tu ești sportiv și informațiile astea ți-ar putea afecta. Adică... Da, m-am gândit că puteam să o rezolv și legal cu chestii de genul, dar am zis să nu are și el o familie și vreau să stea liniștit lângă copiii lui. Nu vreau să-l trăs prin tribunale și chestii de genul, că nu stă în caracter să fac chestia asta. Dar putea foarte bine să discute cu mine niște aspecte și nu trebuia să spună la televizor. Plus că este o emisiune serioasă, cea la care a fost. Nu era cazul să vorbească urât despre mine sau... Da, nu știu, crezi că poate asta a și urmărit să-ți strice un pic imaginea, să-ți afecteze un pic parcursul profesional? Da. Pentru că vede ascensiunea mea, cred că toată lumea vede conturile mele de socializare, TikTok, YouTube, Instagram, cum cresc. Adică sunt într-un... cunosc din ce în ce mai multă lume. El probabil și-a stricat relații cu mulți oameni. Și eu cred că sunt, cum să spun, targetul lui ca să poată să mă tragă în jos. Dar uite că Dumnezeu nu doarme și nu mă agit. N-am de ce să mă agit. Tu ai urmărit emisiunea la care a fost el, Survivor? Da. Și ai văzut că acolo el a mai avut conflicte cu mai mulți concurenți, mai mulți colegi. Crezi că asta e firea lui? Sau, nu știu, poate tu în anumite momente ai ținut acolo, cu... Acolo a făcut frumos, să știi. Acolo era un om bun. Ai ținut în anumite momente cu oamenii cu care el se certa? Adică le dădeai lor dreptate? Nu dădeam, pentru că pe mine mă interesează relația dintre mine și el. Cum erau oamenii, poate și respectivii au greșit puțin față de el. Dar da, a avut niște ieșiri mult prea dure pentru un show și pentru o televiziune de prestigiu, cum este cea la care a fost. Așa că, nu știu, e un caracter puțin mai diferit față de ce ar trebui să fie. Dar el va lovi vreodată pe tine și pe sora ta? Nu. Nu? Nu. Ok. Aș vrea să mai știu și dacă el a zis vreodată, el personal, dacă a zis vreodată că mama voastră vă influențează. Cred că a zis. Cred. Nu pot să bag mâna în foc 100%, dar eu cred că a spus. Ok. Ești în momentul de față, nu comunici absolut deloc cu el. Nu. Dar ai vrea să, nu știu, ai fi vrut să te sune sau să-ți spună, te felicit pentru că o să devii tată. Poate chiar ai fi vrut să-l aduci să vadă și el copilul. Da, aș fi vrut în cazul în care era lângă mine la rău, dacă mi este foarte bine, nu mai are ce să-l chem. Adică dacă n-ai fost lângă mine la rău, de ce te-aș vrea la bine? Ce mai poți să faci în plus? Tu când m-ai văzut jos, mi-ai dat un picior să mă rog mai jos. Din toate punctele de vedere. Da. Nu o să dau în el cu nimic. Probabil mulți au considerat că am dat în el din anumite puncte de vedere, dar nu, am spus doar niște chestii principiale, cum am spus și la început. O să-l las în pace să-și vadă de viața lui, de traseul lui și de... cât mai are de trăit în ora asta imaginară pe care o are fiecare zi. Da, oamenii probabil cred că tu, nu știu, ai vrut cumva să te ridici pentru că ai început să postezi anumite lucruri și să spui anumite lucruri despre el, fix în momentul în care el era la Survivor. Și el, pentru că avea, nu știu, acces la public și era în vizorul lor, fiind în emisiunea respectivă, tu acasă postai fel și fel de lucruri, iar oamenii cumva au început să spună, da, faci așa ca să aibă un pic de reclamă și așa mai departe. Eu cu o lună înainte făcusem 1.000.000 de vizualizări cu Dorian Popa pe YouTube. Deci tu nu te-ai folosit absolut deloc. Păi de... nu, dar uite cine, da, asta zic, trebuie să ai un pic, să fii puțin dezvoltat din... în zona asta de social media, ca să poți să vezi ce cifre aveam înainte să vorbesc de el. I-am vorbit de el strict pentru că chiar eram, gen, cum să ți spun eu, surprins că a avut anumite ieșiri pe care le-a avut în viața personală și cu mine și la televizor.
De asta zic, la televizor a fost chiar un om bun față de cum era el în viața personală. Dar, ți-am spus, cifrele pe care le-am avut eu erau deja de rândul milioanelor pe YouTube. Okay. El acum este recăsătorit și are o familie, are doi copii cu actuala parteneră. Crezi că a avut, poate, și actuala parteneră un cuvânt de spus în relația voastră? Nu știu. Dar să uite, îți dau un exemplu ca să nu mă pronunț prea mult. Eu dacă, Doamne ferește, m-aș despărți de Alexandra, prin absurd, n-aș alege o altă femeie în viața copilului meu fără să fiu 100% sigur că ea este pregătită să fie cu mine și cu copilul meu în același timp, în aceeași familie. Crezi că n-a fost poate pregătită să accepte că el mai are doi copii dintr-o căsnicie anterioară? Nu știu ce-o fi în capul ei. Pe cuvântul meu, dacă știu ce e în capul lor. Dar tu ții legătura cu frații tăi mai mici? Păi eu nu i-am văzut. Păi, cum nu, să țin nu i-ai văzut niciodată? Păi cum să țin legătura? Că nu știu câți ani are fetița. E mică, că are 4 ani. Eu mai văzut cât de 5. Deci tu nu cunoști frații până la urmă? Nu. Dar n-ai vrut vreodată să vorbești cu ei, să vezi cum... Să, poate să... Bine, cum arată probabil că ei putea vedea pe rețelele de socializare. Dar să ai un pic, nu știu, să creați cumva o conexiune de frați până la urmă. Păi ce conexiune să mai creăm? Că eu o să am un bebe de puțin mai mic ca frații mei. Adică, ce pot să zic? Nu cred că mai e cazul să mai păstrăm legătura. Ce ar putea să învețe ei de la cineva care consumă AVC și marihuana? De ce consider că tatăl tău a permis cuiva să se amestece în relația dintre voi? De ce a permis? Da. Că în viață mai faci și compromisuri să supraviețuiești. Păi și de ce nu s-a impus? Adică de ce nu a zis, eu am doi copii, de ce n-a vorbit? Trebuie să fii bărbat să te impui. Și nu e. S-a impus? Eu nu știu, eu mă consider bărbat din toate punctele de vedere. Am grijă de soția mea, o să am grijă de copilul meu, că n-am avut timp până acum să am grijă de el. Am grijă de mama mea, de sora mea. Asta trebuie să fac un bărbat, să fie stâlpul familiei. Și indiferent de câte soții are la viața lui, suma copiilor pe care i-are înseamnă familie. Deci, din punctul meu de vedere, asta trebuie să fac un bărbat. Dacă el atât a putut de la viață, asta a fost nivelul la care a putut să ajungă, o să încerc eu să fiu un om mai bun. O versiune mai bună a lui, că până la urmă din el sunt făcut. A spus a fost întrebat, de fapt, într-o altă emisiune, dacă i-ar plăcea să aibă o relație mai strânsă cu tine, cu fiul lui Mihai. Iar el a spus că are o fiică mai mare și un fiu. Și s-a referit la cei doi copii ai lui pe care i are din actuala căsnicie. Cumva pe tine și pe sora ta te-ai exclus. Adică voi, cumva pentru el, nu mai sunteți familie, nu mai reprezentați. Știi care e ideea? Uite, ca să iar îmi dau seama în ce țară trăiesc. Oamenii pun botul că lui au dat niște lacrimi. Dar în același timp a dat foarte urât în mine și în sora mea. Mie nu-mi dau lacrimile. Nu sunt vreun prefăcut. Dacă nu simt să-mi dea lacrimi, nu simt. De eu n-am vorbit urât de el. Adică nu înțeleg chestia asta. Vorbești urât de mine sau sora mea, dar în același timp dai noi. Spui de mine că consum anumite chestii interzise, de sora mea nu vorbești deloc, vorbești doar de copiii tăi și îți dau lacrimile când auzi numele Mihai. Mi se pare ciudat. Mie nu-mi dau lacrimile, dar vorbesc frumos de el. Dar el cumva nu vă mai consideră copiii lui. Tu îl mai consideri tatăl tău? Da, pot să rămână tatăl meu, că până la urmă eu așa știu de la mama, știu de la el că sunt făcut din ei doi. Dacă îi fi adoptat, să-mi spună mama, că cu el nu mai vorbesc. Dar până o să aflu dacă sunt adoptat, trebuie să îl consider tatăl meu, pentru că eu așa știu. Probabil atât a putut el să facă până la punctul în care noi ne-am despărțit. Atât a putut să înțeleagă el de la viață și... Asta s-a întâmplat.
dar n-am nicio chestie pe care să o mai reproșez, pentru că ți-am spus, viața mea s-a schimbat și copilul meu este mult mai important și trebuie să trăiască într-o familie armonioasă și într-o familie caldă. Nu trebuie să știe nimic copilul meu vreodată despre ce a făcut bunicul lui. Nu o să trebuiască să știe decât de bine despre toată lumea. Nu vrei să-i povestești niciodată? A, de el da, dar de rău niciodată. De rău niciodată? Nu. N-are de ce, pentru că este un copil, n-are nicio vină. Trebuie să trăiască în liniște, să aibă o carieră și să mă facă pe mine și pe mama lui mândri de el. Uh-huh. Dar mama ta, nu știu, a zis vreodată sau a încercat vreodată să pună mâna pe telefon și să-l sune și să liniștească un pic apele? Odată, da, acum mulți ani, în prima parte în care... De la început cumva. Da. Și n-a reușit. Da, da. Păi ce poate să facă cineva? Mama. Când ești cu altă femeie, cred că face ură cealaltă dacă sună fosta. Da, dar e... Nu mai contează, suntem într-o lume modernă, trebuie să ne conformăm după anii ăștia, da, 2015 încoace, 2014. Ce vorbești tu, probabil se... Știu că e normal, dar probabil se practica sub 2000, dar acum nu mai contează că e mama copilului, trebuie să vezi așa în față. Bun. Îmi spuneai mai devreme și da, într-adevăr, el nu prea vorbește despre Alexandra, despre sora ta. Pe ce să vorbească, că nu prea a fost prezent în viața ei, nu știe cum arată acum. Zici și mie dacă el mai ține minte când e ziua ei. Nu vă, de fapt, da. Voiam să întreb dacă vă sună vreodată la... Pe ce să sune? De, nu cred că are credit. Noi, dacă aflu vreo, aveți numărul lui să-i încarc cartela, că poate de asta nu sună. Că ai vrea să te sune? Păi uite, poate să mă sune când vrea el. Eu n-am nicio treabă cu el. Dar ce îi spune dacă te-ar suna vreodată și te-ar întreba doar ce faci? Cum ești bine, cum sănătos? Toate, ce pot să-i zic? Ce mai de rezolvat? Să dau timpul înapoi? Dacă n-ai fost atunci când am avut nevoie, acum ce să cauți? Zim tu, dacă ai fi în locul meu, ce ai putea să faci? N-ai fost lângă mine când am avut nevoie, de ce să fii acum? Foarte simplu. Viața așa ușoară. Da. Numai ăștia nu pot să înțeleagă care o trăiesc așa într-un univers paralel. Dar ce pot să mai zic eu? Îmi ziceai faptul că da, tu ai încercat să mergi pe drumul ăsta cu luptele, cu ca să intri cumva în grații. Dar te-ai fi văzut vreodată făcând altceva? Sau dacă nu reușeai, dacă nu intrai cumva, dacă nu erai atât de cunoscut, dacă nu câștigai atâtea meciuri? Nu știu. Chiar nu știu ce aș fi putut să fac. Și nu vreau să... Nu vreau. Mamă, ce bine arătăm acolo, deci. Trebuie să slăbesc, am 95. Lăsând asta la o parte, ca să nu mai vorbesc de Cătălin, că cine are ochi să vadă și urechi să înțeleagă, poate să fac asta și fără să vorbesc eu. Să vorbim de Moroșanu. Că Moroșanu este omul care mi-a preluat, care a preluat locul de tată în fața lui Cătălin. Îl consider pe Cătălin Moroșanu? Da. Tată. Și pe maestru meu, Fâșie Virgil. Îi consider niște oameni care au fost acolo în locul lui. Pentru că e o chestie ciudată faptul că eu puteam să fiu colaborator cu el în sală, cum a spus el, dar sunt cu Cătălin Moroșanu. De ce sunt cu Cătălin Moroșanu? Dar el te-a ajutat un pic la început? Adică ți-a spus, uite, trebuie să faci asta, trebuie să te luți așa. A încercat să-ți dea tatăl tău. Da, este un antrenor foarte bun. Foarte bun ca antrenor. Nu o să contest asta niciodată. Dar ca om lasă de dorit. Ca antrenor n-am ce să spun. Bravo lui. Da, cam atât. Există vreo relație între Moroșanu și el? Adică... Nu mă pronunț, este treaba lor. Ei n-au vorbit niciodată. Nu știu, poate despre mine sigur nu. Nu? Nu, nu, niciodată. Dar nu vreau să mă pronunț despre ei, pentru că este treaba lor. Ei sunt oameni mai mari ca mine și iau ei treburile lor, nu știu. Cum ai ajuns la Moroșanu? Prin YouTube. El te-a văzut și te-a contactat? Eu oarecum mă cunoșteam cu managerul, cu Alin Huiu, care, din punctul meu de vedere, cred că e cel mai bun manager din România pe lupte, pe sportul de contact. Și datorită lui Alin am ajuns la sala lui Moro, am filmat un vlog acolo și ne-am împrietenit. Și
Moro a fost lângă mine să-mi dea foarte multe sfaturi. L-am întrebat, am stat cu el probabil cu toate și 2-3 ore la el în birou să vorbim anumite aspecte din viața mea și mereu reușea să mă liniștească. Ai vorbit cu el doar despre lucruri profesionale sau? Nu, familiale, personale și profesionale. Este un om foarte bun, are un suflet extraordinar și pe lângă asta este un om foarte inteligent. Are o cultură generală extraordinară. Deci cred că poți să vorbești cu el. El n-a fost la, cum să spun, la Vrei să fii milionar. Cred că s-ar duce acolo, cred că ar ajunge, dacă nu să câștige milionul, jumate sigur câștigă la ce cultură generală are. Și este unul care poți să vorbești orice. Nu vreau să vorbesc prea mult, că o să zică lumea că îl pup în fund. Dar eu spun exact ce m-ai întrebat, o să răspund la întrebare, știi? Și iar pe de altă parte este antrenorul meu, maestru Fâșie, care a fost lângă mine de când eram copil. După cum ți-am spus, maestru Fâșie a fost și antrenorul lui Cătălin, primul lui antrenor, și acum a fost și primul meu antrenor. Ne-a luat așa din generație în generație. Culmea e că domnul Cătălin Zmărănescu nu vorbește cu niciunul dintre ei. Nu știu ce se întâmplă, care a fost chestia. Are o chestie asta, se închide în el. Probabil a strâns din copilărie niște chestii și nu mai vrea să vorbească cu oamenii după ce se supără pe ei. Păi poate nu vrea să vorbească cu ei, pentru că ei sunt cumva lângă tine acum, nu? Păi ar trebui să nu mai vorbească cu 3/4 din social media. Cam tot sunt lângă mine acum. Îmi spunea eu și faptul că el, Cătălin Smărândescu, a avut cumva, poate, așteptări prea mici de la tine. Cătălin Moroșanu a crezut în tine și a crezut în potențialul tău. Asta n-aș fi vrut să spun. Cătălin, tata, când a vrut să muncesc în Târgoviște, de ți-am spus eu că avea... și avea și un apartament și o casă, eu stăteam cu chirie. Deci din banii de ospătăreală mă duceam și îmi plăteam și chiria tot în Târgoviște. Foarte multe oportunități acolo, de altfel. Asta când a fost acum 5 ani de zile. Eu acum, eu ți-am zis că stau în Floreasca. Eu stau la One. Și cred că știe toată lumea ce înseamnă One. Așa că cine nu știe poate să caute, în rest nu vreau să spun mai multe, ca să spun cum s-a schimbat viața mea așa dintr-o dată. Cum adică el avea și o casă și un apartament în Târgoviște? Scuze, nu, el, soția lui. Avea acolo ei, și... aveau ei, că da, aveau... o familie. Da, și eu trebuia să muncesc să plătesc chirie acolo. Tu fiind copilul lui. Eu fiind copilul lui, da. Ai vorbit vreodată cu actuala lui parteneră? Vrei să spun, uite, mai spun ceva, că asta n-am de ce, mi s-a întâmplat mie. Când a fost ea gravidă, am avut pe 17 decembrie 2017, că știu datele exact, meci în Anglia. Poate să se și jure că nu este adevărat. Eu am avut o discuție cu el și mi-a spus, Mihai, tu nu o să stai cu noi pentru că nu vrea Luisa. Ți-a spus și eu mi-a... Da. Și a zis, bine, tată, nu e nicio problemă. Și am stat într-o cameră. Asta e foarte mare, fii atent. Ca să vadă oamenii. Fix de aici, până să înceapă cancan, până în partea cealaltă, atât era camera în care am stat eu două săptămâni. Și avea și baie și de toate. Era așa, ca în Paris, cum sunt camerele alea mici, așa. Exact așa era camera și am rămas acolo. Și am stat două săptămâni în pregătire pentru un meci. Singur, el doar venea și... Într-adevăr, a fost foarte prezent, da. De ce nu aș fi putut să stau cu ei? De ce ar mai fi trebuit să plătim niște bani în plus să stau eu separat de ei? Asta este ce mi-a spus el. Mi-a zis, bine, tatăl, eu mereu am fost alături de el. Mereu l-am și ajutat cu bani. Adică... L-ai ajutat cu bani? Da, la fiecare meci. Deci mai sunt niște chestii în presă, nu mai vreau să răspund din nou, că am zis că nu dau în el. Și n-am de ce să fac asta. Dar da, i-am dat destui bani. Nu mai am nevoie de ei, oricum lasă, nu mai pot să-i țin. De ce să-i mai am nevoie? Doamne ferește, am mai un epoc care vine, de ce să-i mai dai înapoi? Ce sumă îl datorează? Pentru mine, în momentul de față, mică. Acum. Nu mai pot să spun că reprezintă o sumă foarte mare. Poate reprezenta sumă mare. Acum, probabil reprezintă o sumă mare pentru el, de n-a putut să-mi o dea înapoi. Poate a uitat.
Sau poate a considerat că sunteți tată, fiu și nu sau e nevoie poate a uitat, da, poate a uitat și de-aia. Ok. Pot să înțeleg faptul că există poate o mică tensiune între fosta și actuala. Vorbim la soții. Dar există, de ce nu există, nu se cunosc. Mama... Eu am înțeles, dar vorbim la modul general. Ele două nu se cunosc. Ar putea exista o tensiune că una e fosta, cealaltă e actuală. Dar ce treabă are mama? Ce mama e prea șmecheră. Mama de ce nu te-ar lăsa? Păi nu știu ce să zic. De ce nu te-ar lăsa pe tine să stai în casa lor, că ești fiul lui până la urma urmei? Bă, nu știu să spun. E ceva... E straniu ce se întâmplă. Să nu lăsi copilul să stea cu tine în casă, că... Nu ți-am spus, este peste limitele mele de înțelegere. Eu am 23 de ani. Probabil mai trebuie să mai cresc, să mai spus, ca să înțeleg eu ce se întâmplă. Că momentan, la nivelul intelectual pe care îl am, nu cred că înțeleg eu ce vrea el să facă. Sunt amnezic, ca așa a spus și el că e amnezic și... Și nu-și aduce aminte de voi. Și nu-și aduce aminte de chestii. Și cred că este ceva genetic. S-a transmis amnezia asta din... Dar el dacă ar veni vreodată la tine și ar avea nevoie să... Da, îl ajut. De ce să nu îl ajut? Dar nu mai poate să stea cu mine să mă încerce aceeași farfurie niciodată. Îl ajut că e tata. Eu am, cum să spun, simt ăsta anumită empatie în mine, știi? E tatăl meu. Acum, dacă vrei, îmi dai contul și trimi bani dacă are nevoie. Adică să vadă toată lumea, n-am nicio treabă. Dar nu mai poate să fie niciodată pentru mine... cineva care să reprezinte ceva important în viața mea. Bun. Când ne apropiem și de finalul interviului, vreau să vorbesc un pic și despre partea asta ta mai sentimentală, despre copil, despre soție. Vreau să știu dacă vrei să fii așa, din generație în generație, copilul tău să te urmeze pe tine? Ai vrea treaba asta? Da, și soția mea, Alexandra, vrea același lucru, să fie luptător. Deci vreți amândoi să fie luptători? Da. Bine, pe lângă asta o să facă multe alte... chestii, adică vreau să fie și un gentleman, vreau să fie și un luptător, vreau să știe și cum să se comporte cu o fată, vreau să știe și cum să își trateze mama și cum să aibă grijă de posibili frați pe viitor, cum să se poarte în societate, să aibă note bune la școală, adică să fie, cum să spun, să aibă câte puțin din toate, încât toate fetele să fie leșinate după el. Așa o să fie. Ai vrea și o fetiță? Da, eu vreau o fată data viitoare, dar tare mie că tot băiat fac. Că nu știu, cred că e gena asta de mi se duc așa în băieți. Da, facem până iese fată. Dacă nu, Alexandra, trebuie să te obișnuiești cu gândul că o să stai cu mulți băieți în casă și asta este. Noroc că sunt eu puțin mai ordonat acum să vedem băieții noștri cum o să fie. Și dacă o să faci fată, ai vrea și ea să fie luptătoare, poate? Nu. Pentru că îmi pare rău să spun chestia asta, dar nu prea îmi place construcția feminină la fetele care practică sporturi de contact. Adică le apreciez, dar aș vrea ca, nu știu, să aleagă altceva, da, să fie fit, să arate bine, dar nu să facă sporturi de contact pentru că este puțin cam dur pentru fete. Deși încurajez fetele să facă chestia dacă chiar le plac, dar din punctul meu de vedere și pentru copilul meu aș alege o direcție puțin riscantă. Am înțeles. Bun. Cam astea au fost întrebările mele. Îți mulțumesc că mi-ai răspuns. Și eu îți mulțumesc. Noi te felicităm pentru nașterea care va avea loc mâine. Dragilor, asta a fost și ediția de data asta de Cancan Exclusiv. Vă așteptăm și data viitoare.